Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și numai cu al Lui, continuăm părtășia de studiu biblic cu lecția a patra din tematica Întrebări pentru inimă. Ești un om de încredere? În contextul conflictului cosmic în care ne-am născut și existăm și în condiția operării cu valori eterne, sufletul și Duhul, dar având ca reper un Dumnezeu în care putem să avem încredere deplină, trebuie să luăm în calcul și capacitatea noastră de încredere, măsura în care îi semănăm lui Dumnezeu. Spunea David în urma experiențelor sale, citesc din Psalmul 37, versetul 3, încrede-te în Domnul și fă binele. Versetul 5, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Încrederea ce poate și trebuie să fie acordată altora sau alții să ne-o acorde nouă, este o calitate imperativă în toate relațiile vieții. În plan familial, spiritual, frățesc, bineînțeles și în plan social. De fapt, aceasta este întrebarea, dacă suntem de încredere la biserică, acasă, la servici. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 20, versetul 6, mulți oameni își strâmbițează bunătate și fac servicii ocazional. Dar cine poate găsi un om credincios? Un om în care să ai bază. Apostolul Pavel scrie la rândul lui, referitor la cele sfinte, în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2, și să ne gândim, fiindcă suntem la biserică, iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici? Deci este o funcție de bază. Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Să se poată Dumnezeu bizui pe noi. Și adaug Tit, capitolul 2, versetul 10, aici avem de-a face cu viața social-economică, unde sunt îndemnați angajații să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. De fapt, asta e încrederea, o desăvârșită credincioșie. În toate lucrurile, îmi spune și în versetul 9, ca să facă cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Doamne, ajută-ne! Să observăm mai întâi câteva definiții și condiții de mediu a încrederii și să ne fixăm bine minte ce este încrederea și în ce condiții rulăm în lumea aceasta, în ce situații ne desfășurăm viața. În limba română, cuvântul încredere înseamnă a pune temei pe cinstea, pe sinceritatea cuiva, a ști că ceea ce spun este drept și te poți bizui pe ceea ce spune, a conta pe cineva sau pe ceva. De exemplu, cineva îți făgăduiește un ajutor. Iei în calcul acea sumă de bani, de exemplu, și poți să intri într-o anumită lucrare. Pe de altă parte, încrederea este un sentiment de siguranță față de cinstea cuiva, față de buna credință sau sinceritatea lui. Cine nu și-ar dori în jurul lui, în familie și oriunde, oameni de încredere? Și totuși întâlnim atâți oameni înșelători. Asta începând cu primii ani ai vieții. Se spune că doi copii se jucau pe un balansoar și la un moment dat a fentat unul și l-a lovit pe celălalt. Cel de-al doilea să-și are revanșa, a fentat și el. Și a fost pocnit cel ce înșelase întâi.
S-au angajat ei că se joacă frumos și iarăși unul a trișat. Și până la urmă niciunul n-a mai avut curaj să sure pe balansoar, că s-a temut că celălalt iară îi joacă această festă. Încrederea este o calitate care, așa ca sfințirea, chiar dacă n-am avut-o, putem să o dobândim. De exemplu, cineva se pocăiește. Cel puțin pentru o vreme se va lua în calcul o nouă viață, un nou mod de a fi. Sau cineva se angajează în familie sau în relație cu cineva pentru un act, un contract, că va fi demn de încredere. Dar dacă nu păstrează, dacă nu respectă acele condiții, încrederea se pierde și istoricul ei rămâne fără valoare. Se spune că vântul, apa și cinstea au călătorit împreună. Până la un moment dat, când despărțindu-se, au convenit unde și când se vor reîntâlni. Vântul a spus, la deal mă găsiți, apa pe mine la vale. Și cinstea a adăugat, pe mine nu știu dacă mă mai găsiți. De aceea nu vă despărțiți de mine. Încrederea este ca fecioria. Dacă și după ce ne-am pocăit, ne-am pierdut încrederea și nu mai suntem vrednici de încredere, e greu să mai putem fi oameni de valoare. Dar poate că în dreptul nostru nu s-a decis în mod definitiv. Pentru cei tineri încă e o vreme în care se formează încrederea, alții poate sunt într-o vreme de recuperare a unor lipsuri care le-au avut. Iar pentru cei care sunt și pentru cei ce vor să fie, citesc Proverbe 3:3, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, acest mănunchi binecuvântat. Leagă-ți-le la gât. Deci nu trebuie să fii absent. Scrie-le pe tăblița inimii tale. Încrederea poate să fie înțeleasă și să ne asigure suportul principal în viață prin prisma încrederii pe care putem să o avem în Dumnezeu. Scrie tot în Proverbe, în 22:19, pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. Deci primul lucru care vrem să-l învățăm după această definiție ce ne-a adus în actualitate ideea de încredere. Încrederea în Dumnezeu sau un Dumnezeu de încredere. Întreaga Biblie, în mod special cartea Psalmilor, abundă în cuvinte de încredere în Dumnezeu. Voi spicui doar câteva dintre ele, Psalmul 9:10. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine. Și la ce ajută asta? Căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. În Dumnezeu poți să ai un sprijin necurmat. 13:5, întoarcem pagina. Eu am încredere în bunătatea Ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale. Tot Psalm 27:3. Sunt în viață situații critici. Aici a vorbit unul care a avut multe războaie. Chiar o știre de-ar tăvără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Și mă adaug doar dintr-un Psalm 31, versetul 1, același David scria: Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Versetul 14. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Deci încrederea în Dumnezeu este sigură când e ca Dumnezeu al tău. Și tot aici se tem de Tine și pe care o arăși celor ce se încred în Tine în fața fiilor oamenilor. Și vă amintesc doar întreagăt exemplul celor 4 din Babilon. Și în fața cuptorului pentru cei 3,
și în groapă pentru Daniel. Este scris același adevăr. Au fost izbăviți fiindcă s-au încrezut. Și când vom ajunge să fim în cer, mântuiți, spune Scriptura în Isaia 25:9, ne vom reaminti că am ajuns acolo și că am avut biruință în viață datorită încrederii în Domnul. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui, slăvit să fie Domnul. Și mai este un cuvânt frumos în Naum 1:7, că Domnul îi cunoaște pe cei ce se încred în El. Cu alte cuvinte, asta înseamnă să-ți fi făcut asigurare la Dumnezeu. Ai un accident de mașină, ai asigurare. Se întâmplă un cataclism, ai asigurare. Și ea se semnează cu ocazia mărturisirii, a certitudinii că Dumnezeu este bun și ne are în vedere. Apostolul Pavel spunea și el la un moment dat, scriind tesalonicenilor, în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 2, că a slujit și știți că a avut multe probleme, plin de încredere. Încrederea aceasta te ajută în toate problemele vieții. Mergi la spital, în cazul altora au mers pe front, întâmpin probleme, nevoi economice, să te încrezi în Domnul. Lipsa încrederii în Dumnezeu, chiar și în momente grele, este o necredință vinovată. E o mare problemă când cineva nu mai are încredere în Domnul. Spune Scriptura în Deuteronom 1:32 despre evreii care au văzut lucrările Domnului și nu una, și nu ușoare. Amintiți-vă de plăgile din Egipt, de despicarea Mării Roșii. Și scrie aici, cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru. Era vorba de biruința asupra caraniților. Aveau un trecut glorios și s-au temut că Dumnezeu nu poate să își onoreze angajamentele într-un viitor. Și știți că n-au intrat în Canaan, că e mare păcat neîncrederea în Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel scria, citesc din 2 Corinteni capitolul 1, și amintea el că a trecut printr-o situație foarte critică, își pierduse nădejdea de viață. Și sunt situații în care trebuie să iei în calcul, în mod rațional, moartea. 2 Corinteni 1:9. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții, slăvit să-i fie numele. Încrederea aceasta este baza nădejdii. Și tot din 2 Corinteni, hai să mai citim din capitolul 5, versetele 6 și 8. Și dea Domnul să fie așa și în dreptul nostru. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere. Că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, versetul 8, da, suntem plini de încredere. Și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Deci, încrederea are la urma urmei de a face doar cu viața aceasta. Și cu siguranța în mântuire, în viața viitoare. Iau ca exemplu pe Ezechia, pe care atunci când l-am studiat în lista împăraților, l-am numit omul încrederii în Dumnezeu. Cronicarul Vechiului Testament face mențiune aceasta în dreptul lui, citesc din 2 Împărați, capitolul 18, și vreau să vă amintiți că în timpul domniei lui, regatul de nord, cele 10 seminții și-au pierdut independența, și evreii au fost duși în robie, deportați în diferite părți ale Imperiului Asirian. Dar despre el scrie aici, 2 Împărați 18:5, el și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el și care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul. Și încrederea aceasta n-a fost un studiu, doar așa cum ținem noi acum. A fost o chestiune
absolut practică și nu ușoară. Spune Scriptura aici, de la versetul 19, când a venit trimisul împăratului Asiriei și avea în jur armată de sute de mii de soldați, le-a zis, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat al Asiriei, ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Și alții au știut, el se încrede în ceva, stă baricadat în această cetate, dar n-are șanse să reziste în fața noastră. Versetul 22, poate îmi vei spune, în Domnul Dumnezeu nostru ne încredem. Auzise, pentru că Ezechia declarase și a rămas ferm în aceasta și Domnul a și izbăvit, slăvit să-i fie numele. Știți cum s-a întâmplat? El a luat această scrisoare și pe baza încrederii în Domnul s-a dus înaintea Domnului. Am mai vorbit cu procul Isaia, cu niște bătrâni, hai să mergem toți înaintea Domnului. Să-i spunem, Doamne, astea sunt probleme. Tu vezi cu ce ne amenință, dar Tu ești stăpân, noi ne încredem în Tine. Și Dumnezeu și-a onorat această asigurare făcută la El și-a trimis solul. I-a îndepărtat pe asirieni și Ezechia a avut multe motive să laude pe Domnul. L-am luat ca exemplu pentru că tot despre el vă citesc aici în capitolul 20, spune Scriptura de la versetul 3, Doamne, adu-ți aminte că a umblat înaintea feții tale cu credincioșie, a fost și el un om de încredere și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. A fost o încredere reciprocă între Domnul și Ezechia. Dar l-am luat ca exemplu mai mult decât atât. Și vă citesc din cartea a doua Cronicilor, capitolul 32, unde scrie tot despre el, că într-un moment, nu greu, nu de război, a comis o greșeală. 32:31, însă când au trimis căpetenile Babilonului Sol la el să întrebe din minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Și din cât aflăm din Scriptură, aici n-a luat cea mai bună notă. S-ar putea să fie o situație banală, niște analize care parcă nu sunt bune, și dintr-o dată să te temi. O veste care să sparvină în mod neașteptat și să te gândești, oare ce va fi? Și uneori Dumnezeu îngăduie astfel de șocuri ca să ne verifice, ne încredem în El în orice vreme? Rămânem liniștiți, chiar dacă trebuie să insistăm și cu rugăciune, dar să nu ne dispară încrederea. Doamne, întărește-ne! Și unii altora să ne întărim încrederea, cum s-a întâmplat cu David, cel care are poate cele mai multe versete în Biblie despre încredere. De altfel, Ezechiel a luat pe David ca reper. Dar scrie la un moment dat, 1 Samuel 23:16, Ionatan s-a dus în pădure, a vorbit cu el și i-a întărit încrederea în Domnul. E important să ne ajutăm în a ne încrede în Domnul prin ceea ce ne spunem unii altora. Trecem la o altă idee, un alt aspect. Vreau să vă sesizez asupra încrederilor false. Dacă Dumnezeu e unul în care poți avea încredere absolută, în oameni nu este bine să te încrezi decât vom vedea noi în ce condiții. Și asta nu pentru că oamenii în primul rând ar fi de vină, că ei sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci pentru că diavolul, cel care s-a dovedit a fi de neîncredere în cer, cineva, sau unii teologi, cred că diavolul a condus lauda în cer. Și vă rog să vă imaginați cum este la noi la biserică, ne așteptăm corul sau fanfara să înceapă o cântare și dirijorul să spună, nu mai când, nu vreau. Și așa s-a întâmplat, repet, și imagina cineva în cer,
Toți îngerii au fost surprinși într-o dimineață când diavolul n-a mai început cântarea. Nu mai era la locul lui. Și s-a asociat alți îngeri care s-au răsculat. Și scopul lui este să creeze suspiciune chiar și asupra îngerilor, chiar și asupra credincioșilor, încercând să distrugă orice formă de încredere. Citesc din cartea Iov, capitolul 4, versetul 18. Spunea unul dintre prietenii lui Iov, vorbind nu de la Domnul și nu drept, dacă n-are Dumnezeu nici în slujitorii săi încredere, da, găsește el greșel chiar la îngerii săi, dar ce sunt oamenii pe lângă aceștia? Și tot din Iov citim 15:15, dacă n-are încredere în Dumnezeu, nici în sfinții săi, să fie așa? Dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urcioasă și stricată omul, dar tot se încadrează aici? Încrederea în oamenii ce dețin puterea, care sunt la conducere, sau în cei care posedă avuții, este ispititoare, cel puțin pentru o vreme. Dar încrederea în orice om care nu-L are pe Dumnezeu ca sprijin și voia Lui ca principiu de viață este absolut înșelătoare. M-am gândit săptămânile acestea, oarecum cât de puternic se credea președintele Franței până în urmă cu scurt timp, prin declarațiile lui. Acum, pare mi se spunea că se retrage total din viața politică și acum este altul tare în limbă, cum spunea cineva. Dar cât mai ține și acesta? Poate cineva a avut pe un om tare la județ, dar vin alegerile luna viitoare și se poate întâmpla să se ridice un alt faraon, cum scrie în cartea Exod, care nu mai cunoaște pe cei dinainte și se schimbă lucrurile. De aceea spune Scriptura în Psalmul 146, foarte clar, și asta să ne fie și nouă la fel de clar, versetul 3, nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor, suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Pentru că asta e ispita pentru oameni. Dacă sunt mai mici în societate, mai săraci, să se încreadă, să se razime pe cineva mai puternic, mai bogat. Alții care sunt mai puternici ei, n-au nevoie să se sprijinească pe alții. Se pot încrede în averea lor, în lucrurile pământești, cum scrie la un moment dat prin Apostolul Pavel, în propriile capacități, resurse, bune sau rele. De exemplu, un copil la școală, dacă e mai pe clasele primare mai slăbus, poate are altul mai puternic să încrede în el. Îi dă telefon. Dacă este unul mai puternic, el zice că n-ar nevoie de nimeni. Se bizuie pe mușchii lui sau pe gașca lui. Dar ori încrederea în alții, ori în tine, toți oameni sunt toți. N-are nicio putere. Spune Scriptura în Psalmul 49, versetul 6, ei se încrede în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar criza din ultimii ani a dovedit că asta nu ține. Și uneori mari bogați au ajuns mari datornici. Și încrederea s-a spulberat. Versetul 13, tot aici. Iată ce soartă au ei cei plini de atâta încredere, precum și cei ce urmează cărora le plac cuvintele lor. Și întoarcem pagina 52 cu versetul 7. Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui. Adaug câteva versete și din Proverbe 11:28. Asta ca să nu ne lăudăm cu oamenii sau să ne punem nădejdea că o să ne ajute și că avem pe cineva tare, în poliție sau nu știu unde. Sau că avem bani. Cine se încrede în bogății va cădea. Tot Proverbe 20,
8:26. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Deci, oricum ai luau, poți să fii ca apostolul Pavel, care scria în Filipeni 3, despre el mai citesc, și vă rog să vă gândiți că avea câteva aturi, dar până la urmă și-a dat seama că n-au nicio valoare. 3 cu versetul 3 la 7. Căci citeați împrejur, suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Și enumere el câteva în postura sa de fariseu, de evreu. Versetul 7 încheie ideea. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Așadar, să ne bizuim pe Domnul. Și în oameni să nu ne punem mari nădejdi. Ar sunt, mâine nu mai sunt. Dar venim la noi pentru că asta ne interesează. Partea a doua, oameni de încredere. Figurăm și noi pe lista aceasta. Ce înseamnă un om de încredere? O persoană care se poate încredința un secret sau o misiune, o persoană a cărei cuvinte și declarații nu pot fi puse la îndoială, un om cinstit, un om de nădejde, un om serios pe care te poți bizui pentru o lucrare mică sau mare, spirituală sau materială. În primul rând, caracteristicile unui om de încredere. Două caracteristici. 1. Sinceritatea și statornicia cuvântului rostit. Un om de încredere e sincer și statornic. Asta e mai mult decât sincer. Că poate cineva să spună cu sinceritate că face și apoi la fel de sincer îți va spune că n-a făcut. Un om de încredere are în cuvintele lui o consistență puternică de adevăr. El la rândul lui se încrede în Dumnezeu și Dumnezeu nu minte și va fi și el un om care ceea ce promite va face. În Vechiul Testament, cuvântul era adesea însoțit de un jurământ. M-am uitat în cartea Genesei, e plin de jur, jurăm, i-a jurat, pentru că asta întărea încrederea. Și cred că vă amintiți de istoria patriarhilor câte jurăminte. În Numeri 30 scrie despre jurămintele unei femei ce pot fi întărite sau nu de către un tată și respectiv de către un soț. Sau este scris despre legământul dintre Ionatan și David. De aici citesc un verset, 1 Samuel 20 cu 23. Nu apare mențiunea de jurământ, cade accentul pe siguranța cuvântului dat. Ionatan lua la un moment dat în calcul posibilitatea ca să trăiască, dar și varianta să moară. Și cuvântul înțelegerii lor privea ambele posibilități. Domnul este martor pe vecie pentru cuvântul pe care ne l-am dat unul altuia. Asta înseamnă, în primul rând, un om de încredere, un om de cuvânt. Vă citesc din cartea Nemia. În capitolul 13 citim despre perioada în care, după ce acest om a zidit Ierusalimul și a pus toate lucrurile în ordine, s-a întors înapoi la împărat. După un timp a revenit și a constatat cu tristețe că toate lucrurile care le rânduise, cum scrie în capitolul anterior 12, nu se păstraseră. Cântăreții nu mai erau la locul lor, administratorii nu-și făcuseră treaba, a suferit. Și spune Scriptura la un moment dat, citesc de la versetul 11, a mustrat pe dregători și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe levi și pe cântăreți și am pus iarăși în slujba lor. Versetul 13, am dat cămările în grija preotului
Și Lemia, cărturarul lui Tzadok și lui Pedaia, unul din leviți, și le-am adaus și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, că-și le mergea numele că sunt credincioși. Într-o vreme în care oamenii nu se țineau de treabă, a pus în slujbă pe unii despre care s-a auzit, ăștia sunt statornici. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor. Asta este foarte important. Să ne rugăm ca înțeleptul din Proverbe 30:8, Doamne, printre altele, printre două lucruri care ți le cer, unu, depărtează de la mine cuvântul mincinos. Să nu fiu un om de încredere, ci să trebuie drept un om cu vorbire ușoară. N-ai bază în el, face, nu face. Se ține de cuvânt sau nu se ține. Dar dacă în Vechiul Testament pentru încredere se recurgea la un jurământ, Noul Testament prin cuvintele Domnului Hristos, învățătura sa, citesc din Matei 5, arată că statornicia cuvântului rostit, o promisiune, nu mai necesită să fie întărită de asigurări suplimentare. Pentru că un om care îl cunoaște pe Dumnezeu e un om de cuvânt. Matei 5, de la versetul 33. Ați mai auzit iarăși că s-a zis și lor din vechime să nu jur strâmb, dar puteau să jure. Ba chiar își întăreau cuvintele. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum. Dar atunci ce bază să aibă oamenii în noi? Versetul 37. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce înseamnă da, da? Ați spus da acum, mâine să fie tot da și la anul tot da, dacă e vorba de da. Și pentru nu, același regim. Ce trece peste aceste cuvinte, adică schimbarea, vine de la cel rău. Avem de-a face, spune Scriptura în Tit, capitolul 1, cu un Dumnezeu. Ascultați ce imagine e prezentată aici a lui în versetul 2. Un Dumnezeu care nu poate să mintă. Copiii lui pot, își pierd încrederea. Și atunci va fi ca și în povestea aceea cu lupul și cu oile. Și era trecut în cartea de clasa 1, pare mi se. Asta în primul rând. Deci sinceritatea și statornicia cuvântului rostit. În al doilea rând, o altă caracteristică. Perseverența cu pasiune și capacitatea efectuării lucrărilor în care s-a angajat un om, credincioșia și vrednicia încununează încrederea. Degeaba un om își dă cuvântul și vrea să facă, dacă nu e în stare, dacă nu poate, nu poți să ai încredere în el. Că, de exemplu, îi spui la un copil, măi băiete, faci asta. O să-ți promite că îți face trei feluri de mâncare. Dă-l săracul. Nu poate. Și n-ai încredere în el. Degeaba s-ar angaja. Ca să fim oameni de încredere, trebuie să știm ce putem face, să ne angajăm în mod corespunzător, să nu ne pripim. Și spune Scriptura în Psalmul 15, dacă am rostit ceva, versetul 4, el nu-și ia vorba înapoi dacă faci un jurământ în paguba lui. Trebuie să-și îndeplinească toate angajamente. Chiar dacă asta cere efort, chiar dacă poate afli că celălalt nu-i credincios la rândul lui, trebuie să fii gata să duci la îndeplinire ceea ce se cere. Pentru că în lumea asta există tare multă neîncredere. Oameni care mint, înșeală, infideli, necredincioși, toate acestea sunt ingrediente ale neîncrederii. În aceste condiții, întrucât nu știi cu cine ai de-a face, este bine să se încheie acte. Și în loc de un jurăb, cum era în Vechiul Testament, e bine să spui, semnează. Pentru că s-ar putea să fie oameni care își iau vorba înapoi.
Spune în Proverbe 25:19. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează. Deci ceva de ce nu te poți folosi, n-ai nicio bază. Așa este un om care face o mărturisire mincinoasă, zice în versetul anterior. Dar de asemenea, așa este încrederea într-un stricat în ziua necazului. Deci dacă el nu are caracter, degeaba ți-a promis că nu te poți baza pe el. Și în Romani 1:31 scrie că în vremea în urmă o calitate a oamenilor din lume e călcători de cuvânt. Oameni care nu depun efortul să-și îndeplinească angajamentele. De aceștia trebuie să ne păzim, cum scrie și în Ieremia, capitolul 9, versetul 4. Fiecare să se păzească de prietenul lui și nu se încreadă niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfele. Știți de ce? În vremele Ieremia nu mai erau oameni serioși. A căutat Dumnezeu unul în Ierusalim și n-a găsit. Dar între noi nu trebuie să fie așa. M-a auzit o vorbă cu durere de la cineva spunând, mă, tu n-ai știut că cu unii pocăiții bine să faci rugăciuni, nu afaceri. Nici rugăciunile nu-s bune cu ăștia. Că tot nu merg mai mult decât afacerile. Dar astea nu se observă, dacă ajung în cer sau nu. Așadar, încredere înseamnă în primul rând un cuvânt cântărit și în al doilea rând, pe celălalt taler, lucru efectuat, care să fie de aceeași greutate cu cuvântul care l-ai dat. Azi așa, mâine așa și îți câștigi încredere. Vor putea oamenii să îți însărcineze o lucrare, să o faci, să te însărcineze cu ea, fără neapărat să semneze, să-ți dea un ban, fără să faci un act. Dar dacă nu e de încredere, atunci mai bine scrie și bagă de seamă ce scrie. Mulți au ajuns înșelați în relațiile în societate că nu s-au uitat ce semnează și ceilalți nu erau oameni de încredere. Și în ultimul rând vreau să observăm statutul sau calificarea unui om de încredere. Ce valoare are un om de încredere? În primul rând, are harul de a fi crezut când vorbește din partea lui Dumnezeu. Pe un proroc care minte, l-ai crede dacă ți-ar spune o prorocie. Pe un predicator care știe că vorbește așa, vrute și nevrute, ai bază când îl auzi predicând. Când îți dă cineva telefonul, un glumeț, care nu știe când spune drept și când minte, te poți încrede în cuvântul lui? Nici de cum. Moise, de exemplu, spune Scriptura despre el în Numeri 12:7, în Evrei 3:5, că a fost un om credincios, de încredere în toată casa lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, și până în zi de azi, chiar dacă interpretează greșit, evrei nu-și pun îndoială semne de întrebare asupra celor transmise prin Moise. La fel, Noul Testament, deci vă citesc câteva versete, a 2 Corinteni, capitolul 1, și greutatea avea cuvântul apostolului Pavel în lucrare. Nu degeaba a primit dreptul să completeze cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 1, citim de la versetul 15. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Versetul 17. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a fost provodit de noi în mijlocul vostru prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care spunem noi, prin el, este spre slava lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Un astfel de om merită să fie crezut. Prorocii care vorbeau din partea Domnului și-au scris cuvintele și au rămas ca acest cuvânt al lui Dumnezeu. Sunt mari, spun în Roman 3:2, că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Împăratul Iosafat spunea la un moment dat, într-un moment de criză, veniseră împotriva lor o armată imensă. Și scrie în 2 Cronici 20:20, încredeți-vă în Domnul și în prorocii lui. Auziți? A adăugat prorocii pe listă lângă Dumnezeu. Să te încrezi în ei.
au fost și încrederi mincinoase. În cartele Eremia întâlnim, vă citesc numai din 28 cu 15 și din 29, să vedeți. Și de aia trebuie să fim atenți. Un om de încredere merită crezut cu adevărat, dar dacă seamănă o încredere mincinoasă, nu trebuie crezut deloc. 28 cu 15 și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania, ascultă Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. Și în 29 cu 31 scrie despre alți proroci care de asemenea insuflau o încredere mincinoasă. Amintiți-vă de cazul celor doi proroci din 1 Împărați 13. Un proroc a fost trimis din Iuda la Betel și a zis, așa vorbește Domnul, pe acest altar se vor arde osemintele omenești când se va ridica un fiu a casei lui David numit Iosia. Și ca semn, altarul se va despica, cenușa va curge. Păratul a zis, prindeți-l. Da, de unde? N-a avut cu ce să-l prindă, i s-a blocat mâna. L-a invitat în casă și omul Dumnezeu a spus, nu. Trebuie să fiu un om de încredere, Dumnezeu mi-a spus aceste cuvinte, n-am adăugat, n-am scăzut, dar de asemenea mi-a spus să mă întorc înapoi pe alt drum fără să mănânc. Dar cum știți, a venit un alt proroc bătrân și i-a spus, și eu sunt proroc. Și mie Domnul mi-a vorbit și l-a înșelat. Iată cât de atenți să fim, să te încrezi în Domnul, dar nici de cum în altcineva. Să ne rugăm și noi înșine să ne silim să devenim oameni de încredere. Din cât înțeleg din Biblie, un om de încredere poate fi numit omul lui Dumnezeu. Adică atâta încredere cât ai în Dumnezeu, poți să ai în El, în sensul cuvintelor care le transmite. Vă citesc despre Ilie, spune Scriptura în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1 și 2, sunt cuvintele lui, care a zis, viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Auziți? Natura ținea cont de cuvântul lui Ilie. Văduva din Sarepta, după toate experiențele de înmulțire a alimentelor și apoi de învierea fiului ei, a zis versul 24, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Pe ce bază? Cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Harul de a fi vrednic de crezare, ăsta la oamenii de încredere. Despre Elisei se spune aceleași lucruri. Am urmărit în cartea a doua împăraților de la capitolul 2, până în final lucrării scrise despre el, peste tot. Se confundă, se împletește. Când scrie cuvântul Domnului, când cuvântul profetului. Avea aceeași greutate, pentru că și prim profet era cuvântul Domnului. Iată cât de importantă trebuie să fie vorbirea noastră, statornicia noastră în cuvânt, să fim oameni de încredere. În al doilea rând, ca o altă calificare, oamenii de încredere sunt recomandați, sunt indicați pentru activități responsabile, decizionale, fiind un factor de stabilitate. Asta fie că e ușer, fie că e judecător. I s-a spus lui Moise să pună ca și judecător, ca și conducător peste un număr de oameni, mai mic sau mai mare, oameni de încredere. La un moment dat scrie în 2 Regi 12 cu 15 despre niște oameni care dregeau, reparau casa Domnului, nu li se cerea socoteală. De ce? Lucrau cinstit. Nu existau dubii asupra modului lor de acțiune. Să ne amintim de Daniel, citesc din capitolul 6 al cărții sale, asta privește serviciu. Împăratul vrea să-l pună, scrie în versetul 2, un fel de prim-ministru, erau trei peste zonele din Imperiu și scrie aici în versetul 4, căpetenii și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrei de mustrare pentru că era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și nici lucru rău. Era înțelept, dar potrivit cu tema noastră era un om de încredere și asta este foarte important. Vreau să vă mai dau ca exemplu pe robul lui Avram.
L-a pus Avram să jure, așa era rânduia la vremii și a plecat. S-a rugat lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a rezolvat lucrurile și cei de acolo au vrut ca fata să mai rămână, a insistat. Cred că ce împlinit s-a întors înapoi la Avram, că și-a îndeplinit misiunea. E foarte important, lucru mare sau lucru mic, să fii un om de încredere. Un alt exemplu, Boaz și Rut. Vă citesc din cartea Rut. Aici vreau să ne gândim la bărbați și respectiv la femei, fiecare în postura lui. Trei cu 18 pentru Boaz. Naomi a zis, filiniștită fiica mea, bine vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucru chiar astăzi. Oamenii care amână nu-s de încredere, chiar dacă fac. Iar despre Rut, versetul 11, acum fiică nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Și despre Apostolul Pavel mă adaug din 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus Domnul nostru care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Cum spuneam, predicator sau ușier, proroc sau cântăreț, Domnul în primul rând are încredere? Frații au încredere? Că vei fi la timp să începi cântările? Că te duci în misiune potrivit cu programarea de pe hol? Că rezolvi una sau alta? Și spunea el în continuare aici, în versetul 16, am căpătat îndurare pentru că Iisus Hristos își arată în mine cel din tâi toate îndelunga lui răbdare ca o pildă celor ce crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. E har, e un exemplu de mântuit, dar și un exemplu de bun slujitor. Și asta este foarte important. Oricum, cel mai desăvârșit exemplu de încredere îl prezintă Domnul Hristos. Citeți despre asta în Evrei 2. E bine când ai o problemă să poți merge la un slujitor, să te mărturisești dacă e cazul, să-i cer să te ajute. Când ai un necaz, să dai un telefon la cineva, o rogă-te pentru mine sau ajută-mă. Are nevoie de oameni de încredere. Să știi că în urmă nu te povestește și pune tot sufletul să te ajute. Dar cred că cea mai mare îndrăzneală tot la Domnul avem, așa-i? Spune în 2 cu 17, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot, milos și vrednic de încredere, care să facă ispășire pentru păcatele norodului. Sunt și animale vrednice de încredere. Porumbei, mai de mult erau folosiți ca și poștă. Un câine poate fi vrednic de încredere. Mai că nu toți câinii, că nu degeaba se spune la câine și la cal să nu te încrezi. Și cândva m-am gândit de ce s-a născut vorba asta, fiindcă au acțiuni spontane, fără preavizări. Oamenii schimbători prezintă mai puțină încredere. Asta fie în lucruri mari, fie mici. Am văzut în biblioteca unui frate, pe fiecare carte avea mențiunea Psalmul 37 cu 21. Deschid că nu știam exact ce spune versetul. Cer rău, ia cu împrumut și nu mai dă înapoi. Cred că până a ajuns să scrie versetul acesta, o pierdut câteva cărți. Cam pierdut și eu câteva zeci. Nu eu scrisesem un altul. Pentru că omul spune, da, pe atunci, și nu e așa. Dacă vă amintiți aici la noi, un frate a spus o întâmplare, că un tânăr a fost angajat la un depozit și șeful i-a spus, tot ce spargi din neatenție, plătești. Vii cu lista când ți-ai salarul. Și omul așa a făcut. Dar n-am avut nimeni în listă. Dar lipsuri în depozit erau mai multe. Și șeful a pus atunci să supravegheze toate pentru că avea încredere în el.
Asta este foarte important. La urma urmei, spun în final, încrederea ar trebui să fie mediul relațiilor frățești și acelor de familie. Asta va aduce pace și liniște. De exemplu, în frățietate, citesc din 2 Corinteni, capitolul 7, să vedeți diferența dintre noi și lume. 2 Corinteni 7 cu 4, am o mare încredere în voi. Versetul 16, mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Dacă e un om din credere, nu trebuie să dai 7 telefoane. Eventual, doar așa încă unul se reamintește în caz că, Doamne ferește, a uitat sau ca să întărești relația de prietenie. Pentru că ai certitudinea că omul acela este de cuvânt. Scrie tot aici, întorc pagina capitolul 8, despre probleme de ajutorare, de binefacere. Versetul 22, am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori, în multe împrejurări, și care și data aceasta arată mai multă râvnă din pricina marei lui încrederi în voi. Să ai încredere că duce niște bani, că distribuie cu dreptate anumite bunuri. Iar la nivel de familie, citesc Proverbe 31 și vorbesc acum poate din postura unui bărbat. Întotdeauna un șef își dorește subaltern de încredere. Spune aici versetul 10 și 11, cine poate găsi o femeie cinstită? Asta nu-i vorba numai să nu fie imorală. Să nu mintă nici cu banii, nici cu vorbele. Să ai încredere. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Iată valoarea unui om de încredere, a unei femei. Inima bărbatului se încrede în ea. Și nu duce lipsă de venituri. Și tot aici scrie în versetul 29, multe fete au purtare cinstită. Frumos, așa, să încurajăm băieții să se însoare. Dar fiecare despre sau pentru a lui să spună, dar tu le întreci pe toate. Încredere. Scrie tot în Proverbe în 12 cu 4, o femeie cinstită, corect, de încredere am putea spune. Este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine, nu se ține de cuvânt, îl înșeală, află în urmă, este ca și un putregai în oase. Și Domnul mustră bărbați, apoi în Maleahi 2 cu 14, nu ești credincios neveste în tinerețea ta. Am întâmpinat în ultima vreme situații în care bărbat sau femeie a spus, nu mai iubesc. Trădări, infidelitate, dar nu tu ai promis solemn. Da, dar nu mai simt nimic. Un astfel de om aduce o tragedie în casă, un om care și-a pierdut încrederea. Nu mai poate să constituie o siguranță conviețuirea cu el. Închei spunându-vă că încrederea în Dumnezeu, citesc versetul acela important din Ieremia 17, încrederea în Dumnezeu, în voia Lui, este baza încrederii în alți credincioși. Acolo nu scrie să nu te încrezi în oameni. Să nu te încrezi în oamenii care te abat de la Domnul. În oamenii lui Dumnezeu trebuie să ai încredere că ei vorbesc din partea lui Dumnezeu. Versetul 5, blestemat să fie omul care se încrede în om, se sprijinește pe un muritor, așa a zis fratele, mi-a promis cu tare, mă rezolvă el. Și își abate inima de la Domnul, faci greșel, păcat, bazându-te pe cineva, pe vorba lui. Este ca un nefericit, un nenorocit. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, slăvit să fie El. Dar dacă Dumnezeu este de încredere, suntem și noi oameni de încredere? Luca 16, ispravnicul necredincios, două versete, 11 și 12. 10 și 11. Și 12, toate trei. Stăpânul i-a încredințat avuția și la un moment dat a început să umble la contabilitate. Se pune bine cu alții, n-a fost credincios. Și Domnul spune, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. E vorba de principiu, de a fi un om de încredere. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. O să întrebați oameni care au făcut delapidări, au fost în închisoare,
Cum ai început? N-am dat restul de la o factură de curent pe care am plătit-o. Și am început să mă obișnui și banii să se adune. Versetul următor, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte sau nesigure, mai exact, cine va încredința adevăratele bogății? Dacă aici nu suntem de încredere, ne va duce Dumnezeu în administrația împărăsiei sale? Nici vorbă. Ne vom descalifica. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Adică lucrurile în cer vor rămâne în posesia noastră pentru eternitate și pot fi numite ale noastre. Acum nu sunt ale noastre, sunt doar într-o administrare temporară. Să ne ajute Domnul să fim oameni de încredere. Amin.